Anul 2010 a fost unul cu rezultate bune pentru sistemul de pensii private din România, dar știm cu toții că n-a fost ușor, ca pentru orice segment financiar din România. Spuneți-mi, cu ce așteptări începem 2011? Putem fi optimiști? Începem 2011 cu o situație în continuare relativ incertă, aș spune eu, chiar dacă, sigur, tendința noastră este ca să fim optimiști. Rămâne de văzut concret, de exemplu, cum anume, din punct de vedere tehnic, vor fi integrate noile categorii de participanți în sistemul de pensii private, mă refer la polițiști, armată, la liberi profesioniști și așa mai departe. E un eveniment, un moment important, aș spune, al sistemului de pensii private, integrarea noilor veniți, și lucrurile încă nu sunt foarte clare. Pe de altă parte, sigur, perspectiva creșterii contribuției de la 2,5% la 3%, eu cred că este un motiv de bucurie, atât pentru participanți, cât și pentru administratori, și sperăm ca, mai mult decât atât, începând de anul viitor, această cotă de participare să crească și mai mult. Din punctul de vedere al performanțelor investiționale, care până acum au fost, aș spune eu, foarte bune, cred că sunt premisele încă unui an bun, în care n-ar fi exclus să vedem din nou randamente investiționale cu două cifre, așa cum au fost până acum, chiar dacă poate ușor mai mici decât în anii trecuți. Deci una peste alta, aș spune că lucrurile ar trebui ca să decurgă foarte, foarte bine, atâta vreme cât, din punct de vedere al contextului legal și al contextului politic, nu vor exista factori majori de perturbare. Care sunt principalele oportunități de care ar trebui să profite operatorii din sistem pentru a avea un an, așa cum ne dorim cu toții, chiar mai bun decât 2010? Păi sigur că intrarea noilor segmente de participanți reprezintă o oportunitate foarte interesantă și sunt convins că există foarte multă concurență între operatori în încercarea de a atrage aceste noi categorii. Să nu uităm că, spre deosebire, de exemplu, poate de categoriile din mediul privat, sunt categorii care au parte de un salariu predictibil, care nu au o fluctuație foarte mare a forței de muncă, deci au o medie a salariilor peste media pieței, deci sunt segmente interesante care pot face diferența și din această cauză operatorii cred că sunt foarte interesați. Pe de altă parte, condițiile economice nu cred că se vor îmbunătăți în așa măsură încât, de exemplu, să vedem o scădere a conturilor goale în rândul noilor participanți. Probabil că în acest an economia va atinge, să spun, zona din care creșterea va începe, dar cu siguranță nu cred că impactul va fi instantaneu în ceea ce privește calitatea contribuțiilor. Deci aici probabil că va trebui să mai așteptăm încă un an pentru a vedea o îmbunătățire.